Bună ziua, stimați prieteni, sper că sunteți bine. Noi deja a doua zi desfășurăm forumul social-urban aici la Chișinău, un eveniment de amploare la care doar ieri au participat peste 2000 de persoane. Așa cum spuneam, peste 100 de speakeri naționali și internaționali, 30 de orașe și 20 de țări, speakeri de renume mondial. Îmi cer scuze, am un pic de emoții, am văzut aceste declarații fenomenale ale șefului CNA, care am înțeles că abia astăzi a revenit dintr-o deplasare călduță. Există la cei care scriu epigrame un text așa scurt: stă acasă ghiță, groază între pisici. Cam așa mi s-a părut și domnul șef la CNA, de care se amuză toți ofițerii. El e și procuror, și judecător, și deci anchetator, tot în unul. Trebuia să fie scos pentru că ieri nu erau suficiente informațiile și părea cel puțin foarte straniu acea informație care a apărut public de la mega perchezițiile făcute. Eu credeam că perchezițiile sunt la casele celor care au furat miliardele, cei care au devalizat bănci, cei care au înstrăinat întreprinderi de stat sau municipale, cei care au dat pe nimicuri terenuri, cei care au făcut contracte de valoare mare, cum de exemplu sunt acum contractele încheiate direct, cei care au încheiat contracte la gaz și până în ziua de astăzi nu știm despre ce este vorba și plătim cel mai mare preț din Europa pentru gazele naturale. Apropo, Ucraina de 5 ori mai ieftin plătește fiind în stare de război. Și în continuare toate aceste lucruri ne se întâmplă pentru că avem o guvernare impotentă, avem o guvernare cu poliție politică și spun asta cu certitudine. Spre mare regret, în loc să se ocupe de lucrurile cu adevărat importante, se ocupă de căutarea acolo unde poate și ar exista probleme, dar nu cred că de o asemenea învergură cum se întâmplă la scară națională sau cum s-a întâmplat nimic. Au trecut 3 ani de mandat de președinție și 2 ani de mandat de parlament și de guvern și nu prea vedeam rezultate nici într-un domeniu, spre mare regret, dar nu este despre asta aici. Deci, eu cred că sunt două obiective în toată această afacere. În primul rând, a șterge efortul primăriei, care a fost probabil cel mai mare ca și rol în gestionarea crizei refugiaților, și iată aici țin în mână la un an de război această broșură cu câți oameni au trecut, ce asistență a fost acordată, câți oameni au fost integrați, lucrează, muncesc aici sau peste hotarele țării, fiind familiile aici. Cum integrăm pe copii în grădiniță, în școală? Găsiți toată această informație pe help.chisinau.md și acest lucru o facem în continuare și l-am făcut cu mare dedicație. Acum, exact ca și în cazul Mold Expo, se încearcă pur și simplu a șterge, a egala cu zero efortul primăriei municipiului Chișinău. Repet, 90% din refugiați au fost aici, cazați în centrele municipale, 45 la număr, iar peste 800 de persoane au fost detașate pentru a gestiona criza refugiaților. Eu voi vorbi despre asta suplimentar în altă zi și am să arăt și rolul guvernării în această criza refugiaților, ce au gestionat ei. Apropo, la centru de la Râșcani, la centru de plasament, unde este și depozitul, avem camere de video, dar și o bază de date electronică în care sunt înregistrate atât intrările cât și ieșirile. Repet, nu exclu că poate să fie fost și o problemă, dar vreau ca acest lucru să fie probat în justiție, nu justiția de la televizor. Și atunci vă dau toate asigurările că persoanele care se fac vinovate, dacă se fac vinovate și dacă este probat acest lucru, vor fi destituiți din funcție, iar nu vom face așa cum au făcut alții, să-i mutăm dintr-o parte din alta, să-i luăm la guvern, să-i ducem la președinție, să-i facem naceanici acolo sau în alte funcții publice. Deci persoanele, aveți tot angajamentul, vor fi demise din funcție. Eu nu cred că Boris Gâlcă putea să săvârșească
cei ce îi se incriminează. Boris Gâlcă a fost și este un profesionist, un om care este estimat atât în mediul profesional cât și de cetățenii de rând, un om care și-a dedicat întreaga viață sectorului medical, sectorului social. Da, ca și noi toți avem caracterele noastre, sunt lucruri care poate nu neapărat suntem de acord cu domnul Boris Gâlcă în unele sau altele privințe, dar vreau să știți că a fost întotdeauna foarte franc, a fost foarte vocal. Voi ruga colegii un pic mai târziu să facă un scurt material asupra pozițiilor domnului Gâlcă cu privire la reforma în sistemul medical, ce se întâmplă în sistemul medical, ce ar trebui să se facă, ca să înțelegeți că de foarte multe ori ți-a spus închide gura, Boris, că o să te închidem pe tine. Iată, s-a întâmplat. Noi nu o să stăm cu mâinile pur și simplu așa. Și o să vă spunem despre acțiunile pe care o să le întreprindem în continuare. Eu vreau doar un singur lucru să fie foarte clar. Eu nu cred că Boris Gâlcă este vinovat și cred că ca și mine gândesc mii de oameni și sper foarte mult că avocatul și ceilalți care sunt implicați în proces ne vor da detalii în scurt timp. Repet, la primărie nu este loc pentru corupție și din cea mai coruptă instituție am transformat-o în cea mai transparentă instituție. Nu avem contracte secrete, nu avem contracte pe care le ascundem, nu avem acțiuni pe care le ascundem, totul este la suprafață și chiar dacă unii vor să ne pună această ștampilă, nu vor reuși nici într-un caz. Reiterez, persoanele care au fost nominalizate cu excepția domnului Gâlcă vor fi suspendate din funcție pe durata anchetei, iar dacă se fac vinovate, vor fi destituite din aceste funcții. În ceea ce ține nemijlocit de ce am văzut că au găsit extraordinar la domnul Gâlcă acasă, vreau să amintesc că domnul Gâlcă are o soție de care îngrijește, ea este țintuită la pat, de foarte mulți ani și mai josnic, mai nemernic, probabil că nu putea fi decât cum s-au comportat cei de la guvernare. Pas, să știți că asemenea tratamente și asemenea formule o să vă aștepte și pe voi în viitor, pentru că pentru voi, cu certitudine, sunt foarte multe articole în codul penal, începând de la contractele de gaz, de la pederi de fonduri. Și am să rog colegii astăzi să fac un demers oficial ca să aflăm unde s-au dus avioanele, tirurile și miliardele, așa numite, din fondurile externe pentru gestionarea crizei refugiaților, dar și pentru alte procese. Și amintesc că acest lucru s-a întâmplat peste două zile după ce am solicitat public să se facă descifrarea pe cheltuielile din asistența externă, despre care s-a spus că este 1 miliard de euro venită doar pentru anul trecut. Iată așa știe guvernarea să se răfuiască cu cei care vor transparență în aceste procese. Repet, au mai fost informații că sunt $1 milion pe zi cheltuiți pentru criza refugiaților. Guvernul a avut un singur centru, ca să știți, este centrul de la Manej și mai mult nu prea a avut cheltuieri mari în acest proces. De asta vreau cu insistență să aflu și eu și dumneavoastră pe ce s-au cheltuit acești bani. Primăria a avut inspecție financiară la sfârșitul anului trecut și toate lucrurile au fost pe curat în acest sens, pentru că avem controle, suntem sub lupă. Dacă unii sau alții greșesc, nu exclud, nu putem răspunde pentru toți și am zis, cei care se fac vinovați vor fi pedepsiți. Nu mutați în funcții înalte la instituții sau pus sub acoperire personală de către cineva. Vă doresc o săptămână cât mai reușită. Suntem încă la forumul social urban. Acum sunt prezentări pentru programul economic pentru tineri. Asta a fost un alt obiectiv, să acopere evenimentul și să vorbim despre tot ce vreți, numai nu despre tot ce trebuie. Dar primăria, mai spun o dată, deschide școli, deschide grădinițe noi, deschide centre noi, face programe pentru tineri, face programe pentru adulți, face drumuri, face trotuare. Ne bucurăm în ciuda doar vorba cânticului. Sănătate multă să aveți!